Odată cu deschiderea centrului medical, s-a deschis în satul nostru și cabinetul de fizioterapie, unde putem veni și face diferite proceduri. Noi suntem în vârstă și avem nevoie, într-adevăr, de proceduri pentru articulații, pentru respirație, pentru că suntem foarte mulțumiți. Prin intermediul programului Satul European, ediția 1, am reușit să reconstruim o clădire veche și să amplasăm un punct de asistență medicală urgentă care deservește aproximativ 13.000 de locuitori. Totodată, la etajul 2, am reușit să prelungim serviciile centrului de sănătate pentru sală de proceduri, sală de tratamente și servicii de laborator. Tot la etajul 2 avem amplasat un centru unificat de prestare a serviciilor publice. Valoarea proiectului este de aproximativ 8.675.000 de lei. Bani alocați de Guvernul Republicii Moldova, pentru care mulțumim frumos. Punctul de asistență medicală urgentă Puhoi deservește 4 localități, satul Puhoi, satul Varatic, comuna Țipala și comuna Gangura. Aceste 4 localități beneficiază de servicii urgente, de calitate, mai aproape de casele lor. În moment, în cabinet nostru de fizioterapie avem electroterapie, unde facem electroforeză medicamentoasă, galvanizare, darsonvalizare, avem ultrasonografie, magnetoterapie. Marea majoritate a pacienților se adresează cu bolile aparatului locomotor, unde toți vin cu gonartroză, artroză, artrite, radiculopatiile, toți suferă de bolile de oasă. Sunt și rezultate încurătoare, pacienții se tratează și sunt mulțumiți. Prin intermediul programului Satul European Express am implementat încă 2 proiecte și am reușit să amenajăm 2 terenuri de joacă în 2 sectoare diferite ale localității. Valoarea proiectului este de aproximativ 451.000 de lei. După cum știm, mai este un complex mare de joacă în centrul satului, dar din păcate, ca să mergem încolo, este nevoie și de timpul adultului, de care noi, din păcate, nu dispunem uneori. Acest complex de joacă din această regiune este foarte binevenit, anumit pentru această regiune a satului, deoarece putem veni aici, este mai aproape și copiii care sunt mai mari pot veni nesupravegheați de adult. Dar și pentru acești mici este un beneficiu, deoarece mergând în centru ei se mai obosesc, dar aici este foarte aproape. Sunt mamă a 3 copii, 2 deci sunt mai mari și aceasta este fetița mai mică. Până a se instala aceste complexe de joacă, adică eram mai des undeva, mergeam cu ei fie că la oraș, fie că în alte sate, prin apropiere, unde sunt complexe de joacă. Dar acum sunt foarte binevenite, deoarece nu este nevoie de a ne deplasa în altă regiune.